Salutare, oameni buni! În acest clip te ajut să înveți să schițezi, să desenezi într-un soft 3D. O să-ți fac cunoștință cu cele mai simple și importante comenzi, astfel încât, la sfârșitul tutorialului, să știi să-ți proiectezi propriul dressing sau alte corpuri de mobilier simple. Sunt Constantin Barbu și rolul meu în acest video este să-ți fac această călătorie plăcută și ușoară. Să începem! SketchUp este cel mai popular și intuitiv soft de proiectare 3D. În plus, ne oferă și o variantă complet gratuită. Pentru descărcarea acestei variante, o să-ți las link în descriere. Videoclipul îți va arăta pas cu pas cum să faci acest lucru. De asemenea, programul este unul folosit pe scară largă de către woodworkerii americani și de către cei din întreaga lume. Dacă ai urmărit cu atenție instrucțiunile de descărcare a programului, te vei afla pe suprafața de lucru, în punctul în care mă aflu și eu acum. În partea dreaptă avem targetul nostru din acest videoclip, realizarea unui dressing cu uși glisante, studiu de caz. Acesta va avea următoarele dimensiuni, ca și lungime 1800 de mm, adâncime 650 de mm și o înălțime de 2500 de mm. De la acesta ne vom inspira. Și primul lucru pe care ți-l recomand să-l faci, odată ce ne aflăm pe suprafața de lucru cu axa OX, OY, OZ, o mică paranteză, te asigur că nu este nimic complicat, nimic dificil, doar urmărește-mă până la sfârșit și îmi vei da dreptate. Deci, ne aflăm pe suprafața de lucru, prima comandă cu care îți voi face cunoștință din bara de instrumente de aici este aceasta, care se numește Rectangle, se poate activa și de la tastatură apăsând tasta R. Eu o voi selecta cu ajutorul mouse-ului, apăsând click stânga și mergem aici la intersecția axelor, în acest punct care se mai numește și origine. Îi dăm un click stânga, tragem către direcția opusă și de la tastatură vom introduce următoarele dimensiuni, următoarele cifre. 650,1800. Apăsăm Enter și astfel avem primul nostru obiect 2D. Ca să îl transformăm într-un obiect 3D, din această bară de instrumente vom face cunoștință cu comanda numărul 2, care este aceasta, push-pull, ea se poate activa și de la tastatură apăsând tasta P. Eu o voi activa de aici, de asemenea apăsând click stânga, mergem către suprafața ce urmează să fie modificată într-un obiect 3D, în cazul meu aceasta, trag în direcția dorită aici în sus și de la tastatură introduc 18, apăs Enter, 18 fiind grosimea plăcilor de mobilier cea mai prezentă în România. Și astfel am obținut primul meu obiect 3D, care este această placă inferioară a dressing-ului, da? Este prima piesă pe care am construit-o. Acum, dacă ne apropiem de ea și selectăm pe suprafață, vedem că se selectează doar o suprafață. Dacă selectăm o muche, se selectează o muche. Recomand în acest soft ca după ce obții fiecare placă de mobilier să o transformi într-un component. Cum facem asta? Mergem deasupra plăcii de mobilier, de la mouse apăsăm triplu click stânga, click dreapta și de aici din această listă a selectăm make component. Dacă vrem să o denumim bine, dacă nu, nu, în cazul meu o să scriu inf de la inferioară. Și apăsăm aici Create. Acum observăm că dacă mergem cu mouse-ul pe ea și selectăm oriunde dorim, se selectează toate suprafețele și toate muchile. Asta ne dorim, asta vă recomand, ca după încheierea oricărei plăci de mobilier să o transformați într-un component. De asemenea, vă recomand ca după încheierea oricărei activități cu una dintre comenzi, să apăsați de la tastatură tasta Space. Astfel îi spuneți programului că ați terminat treaba cu comanda respectivă. Bun, în continuare, foarte rapid, o să vă prezint câteva shortcut-uri, câteva tips and tricks care vă vor ajuta cu siguranță în acest demers de a vă obține obiectele într-un soft 3D. Primul pe listă, pentru a ne apropia de obiectul nostru tocmai creat sau pentru a ne îndepărta, zoom in, zoom out, putem face acest lucru cel mai simplu cu ajutorul scrollului de la mouse.
Numărul 2, pentru a ne deplasa cu ușurință pe suprafața noastră de lucru, pentru a privi obiectul nostru din direcția dorită, din unghiul dorit, cel mai simplu se realizează la fel cu ajutorul scrollului de la mouse, de data asta ținând apăsat pe el și ne îndreptăm sus, jos, stânga, dreapta, așa cum dorim către obiectul nostru. Numărul 3, să presupunem că ați greșit o comandă, că ați greșit o cifră pentru a ne întoarce la comanda anterioară, pentru a o anula, control Z de la tastatură, da? Iar pentru a reface comanda anterioară, control Y, da? Pentru a anula comanda, control Z, pentru a o reface, control Y. Revenind la frumosul nostru dressing, am construit deja această placă inferioară, aceasta din imagine, primul nostru obiect, și urmează să realizăm cei doi pereți laterali, perete lateral dreapta și stânga. Mergem aici la bara de instrumente, activăm comanda rectangle sau R de la tastatură, ne îndreptăm către acest colț al peretelui lateral, clic stânga și aici în spate, trag către direcția dorită și de la tastatură introduc următoarele cifre, 650,18. 18, vă reamintesc că este grosimea plăcilor de mobilier. Avem obiectul 2D, îl transformăm într-un obiect de 3D, mergem la bara de unelte, activăm comanda push-pull sau P de la tastatură. Selectăm suprafața ce urmează să o extindem, să o modificăm, tragem către direcția dorită și de la tastatură eu introduc 2364. Enter și iată-ne cu primul nostru perete lateral deja realizat. Vă reamintesc recomandarea ca după construirea fiecărei piese de mobilier să o transformați într-un component. Triplu clic stânga, clic dreapta și de aici make component. O să scriu și L, A, T de la lateral, îi dau create și este gata peretele meu lateral. Pentru a obține și peretele lateral dreapta, o să realizăm o copie a acestui prim perete tocmai construit. Așa cum am zis, vreau să realizez o copie a acestui perete lateral. Întâi îl selectez, merg la bara de instrumente, iau comanda Move sau apăs M de la tastatură, mă prinde colțul peretelui lateral, trag către direcția opusă în cazul meu, către dreapta plăcii inferioare, apăs Control. În momentul când apăs Control de la tastatură, se realizează copia. Am realizat copia și cu peretele lateral mă îndrept către poziția dorită, către locul final. Sunt atent să-l poziționez corect, nici la stânga, nici la dreapta, după cum vedem este ok și iată-ne și cu al doilea perete lateral construit. Dau un click în gol și astfel sunt gata să trec la următorul pas. Un click în gol va deselecta total piesa noastră de mobilier. Bun, mergem mai departe. Următorul pas este acela în care vom construi această piesă de sus pe care noi în limbajul mobiliștilor o mai numim și placă superioară. Știm că aceasta este egală cu cea inferioară ca și dimensiuni, deci următorul pas este să realizăm o copie a acestei plăci inferioare. O selectăm, apăsăm M de la tastatură, vă reamintesc că activează această comandă pe nume Move, și ne prindem de piesa pe care vrem să o copiem, tragem în direcția dorită, apăs de la tastatură tasta Control pentru a realiza copia, bineînțeles. Am apăsat Control, s-a realizat copia, mă îndrept către poziția finală dorită, o așez la locul final și astfel am carcasa corpului, exteriorul dressing-ului complet. În această situație nu rămâne decât să alcătuiesc interiorul dressing-ului. Interior format din acest perete intermediar, rafturi, legături și, bineînțeles, această plintă. Primul pe listă este peretele intermediar. De el mă voi ocupa și voi proceda în felul următor. Mă apropii de peretele meu lateral, apăs M de la tastatură, vă amintesc comanda Move, și mă plimb pe această muche până când observ că iese în evidență această bulină rotundă de culoare mov, ceea ce înseamnă că sunt fix pe centrul peretelui meu lateral, mai exact la 9 mm. Mă prind
de acest centru și mă îndrept, mergând pe muchea plăcii inferioare, spre centrul raftului, nu înainte de a apăsa control să realizez copia. Da? Și mă voi plimba pe această muche până când, la fel, programul îmi simbolizează prin acel rotund de culoare mov că sunt pe mijlocul acestei plăci, respectiv al dulapului. Și astfel am poziționat acest perete intermediar fix pe centrul dulapului meu. Sunt sigur că aceste două zone sunt egale dacă am procedat astfel. Din cauza ușilor glisante, acest interior al nostru față de exterior este mai mic cu 100 de milimetri. În consecință, și acest perete ultim creat de mine ar trebui să fie mai mic cu 100 de milimetri decât carcasa corpului, decât pereții laterali. Trec la modificarea lui apăsând click dreapta pe această piesă și de aici selectez Make Unique de data aceasta. Merg pe marginea lui, o selectez, pui de la tastatură, push-pull, trag în direcția dorită. În cazul meu va trebui să tai, să reduc acest perete intermediar cu 100 de milimetri, da? Și de la tastatură introduc 100, pentru că cu atât vreau să scurtez această piesă a mea. Vreau să verific dacă am făcut treabă bună. Pentru aceasta merg aici la tabloul de unelte, selectez acest simbol reprezentat de instrumentul Dimension. Da? Îl activez și cu acesta realizez măsurătorile dorite. Da? Avem 550 și exteriorul, după cum știm, 650. Totul este în regulă, mergem mai departe. Următoarele la modelat pe listă sunt rafturile, polițele, cum vrei să le numești. Acestea în număr de 4. Evident că sunt multe alte variante de realizare a acestui dressing, cum sunt și multe alte variante de realizare a acestor rafturi. Eu îți prezint varianta mea, cred că este una mai ușoară. Drept urmare, o să mă deplasez cu scrollul apăsat de la mouse, cu comanda Orbit activată, în spatele dressingului, în spatele dulapului. Și, bineînțeles, apăs R de la tastatură, rectangle, mă prind de acest colț, întreptându-mă către diagonală, către colțul opus. Când am ajuns aici, apăs un click și avem deja un obiect 2D creat, îl transform în 3D, pui de la tastatură, drept către direcția dorită, 18, Enter, Make Component, Create și am primul raft deja realizat. Merge și o copie a acestuia, M de la tastatură, mă prind de piesă, trag în direcția dorită, control, am realizat copia. Sunt atent să mă poziționez la locul dorit. În continuare vom face cunoștință cu o altă unealtă, o nouă unealtă. Este reprezentată de o ruletă, se numește tape sau T de la tastatură. Eu o să activez de la tastatură, am apăsat pe T și vreau să poziționez rafturile mele la o distanță de 400 față de placa superioară și la fel față de placa inferioară. Mă prind de muchea peretelui lateral, trag în direcția dorită și tastez 400, pentru că atât vreau să am eu între rafturi. La fel voi proceda și jos. Enter, da? Și acum, evident, voi muta aceste două rafturi cu 400 de milimetri mai sus, după care voi realiza o copie și le voi poziționa și la partea superioară. Trecem la treabă, selectăm primul raft și acum, atenție, o nouă scurtătură, un nou shortcut pentru a selecta două piese simultan. După ce am activat-o pe prima, cu Shift apăsat, dau un click și pe cea de-a doua piesă. Vedem că s-au albăstrit amândouă, deci sunt selectate și gata pentru a fi mutate. M de la tastatură, prinde colțul dorit și mă poziționez aici la această intersecție creată cu ajutorul comenzii tape. Și acum știm că între plăcile inferioare și raft avem o distanță de 400 de milimetri. Realizez de asemenea încă o copie a acestor două pentru a crea un spațiu și la partea superioară.
pentru haine. Control de la tastatură, copia și sunt atent din nou să mă așez la locul potrivit. A făcut join, s-a unit și creația noastră începe să semene adulap, addressing, însă mai sunt câteva lucruri de făcut. În viziunea mea, pentru proiectarea unui dressing durabil și rezistent, nu au cum să lipsească aceste legături. Au mai multe roluri, printre care subliniez doar câteva. Ele vor susține acest perete lateral să nu se înconvoaie, să nu se strâmbe. Ne putem prinde și cu spatele, cu PFL-ul, HDFD acestea și altele. Drept urmare, o să trec să le implementez și în cazul noului dressing. R de la tastatură sunt în spatele dulapului, sub raftul superior, introduc de la tastatură 18,120. Enter. P de la tastatură. Merg în direcția dorită și mă opresc cu instrumentul aici pe muchea interioară a peretului lateral. Astfel îi spun programului că aici vreau să se oprească cu extinderea legăturii mele. Nu intru nici peste peretele lateral, nici nu mă opresc înaintea acestuia. Da, dacă sunt poziționat aici pe muchea, este perfect. Transform într-o componentă. Realizez și o copie. Așa cum am spus și anterior, nu sunt suficiente două, după părerea mea, mai realizez încă două pe care o să le poziționez la undeva la mijlocul acestui gol, acestei distanțe. Acum stau mai liniștit, sunt mai împăcat, șterg aceste linii ajutătoare, sunt mai multe metode, o selectez și delete de la tastatură. Selectez, delete de la tastatură. Să șterg și aceste cote. La fel, selectez delete de la tastatură. Iată, ne ajung și la momentul creării acestei printe. Printă care are ca și rol principal mascarea picioarelor reglabile. Puteți să rețineți în alcătuirea acestui dressing poziția pereților lateral, neapărat să fie peste placa inferioară. Să observați și numărul picioarelor, poziția lor. Și așa mai departe. La un dressing de 1800 sunt suficiente aceste 6 picioare reglabile. Trecem la practică. R de la tastatură, după cum v-am spus și la început, sunt doar câteva comenzi care se tot repetă. Cred că v-ați și prietenit cu ele, da? 18,1800. Enter. Selectez suprafața ce urmează să o extind. R de la tastatură, ridic 100. Enter. 100 este înălțimea picioarelor, respectiv a acestei printe. Și urmează realizarea acestor laterale ale printei, stânga-dreapta, da? Un click în gol ca să deselectez obiectul tocmai creat, R de la tastatură și introduc 100,18. Enter. 600. Realizez o copie. O informație nouă, după terminarea construirii unui corp de mobilier sau unui ansamblu, cum este în cazul meu aici, vă recomand să-l faceți un grup, adică să grupăm toate aceste trei elemente. Cum vom face asta? O să selectez pe primul cu shift apăsat, merg la al doilea și la al treilea și de aici apăs click dreapta și make group. În acest moment, dacă selectez una dintre cele trei elemente, vedem că se selectează întreg ansamblu, întreg grupul, da? Și pot realiza copii, le pot muta și așa mai departe. Înainte de a plasa printa la poziția finală, mai am de efectuat un pas. Și anume, să ridic întreg acest ansamblu, întreg dressing-ul, cu 100 de mm mai sus, pentru a pătrunde cu printa. Eu am început de la nivelul 0, deci aici mă aflu la nivelul 0 al suprafeței de lucru, așadar o să realizez o mutare, o să ridic acest dressing tocmai format cu 100 de mm mai sus. Cum o să fac asta? Păi ca și în cazul anterior, îl cuplez, o să realizez un ansamblu, un singur ansamblu din toate piesele componente ale acestui dressing. Pot face asta selectând dulapul,
și clic dreapta, Make Group. Sau pe fiecare piesă în parte cu Shift apăsat, cum am făcut în cazul primului ansamblu din trei piese. Și acum este totul pregătit, selectez întreg dulapul, M de la tastatură, mă poziționez aici în această parte a suprafeței de lucru, sunt atent să mă îndrept către partea superioară a ecranului și de la tastatură introduc 100 înălțimea plintei și a picioarelor reglabile. Evident că dressing-ul poate fi configurat după nevoia fiecăruia, cu bare de haine, sertare, mai multe rafturi și așa mai departe. Apropo de sertare, am un material care te va ajuta pas cu pas să construiești sertarele atât în SketchUp cât și în realitate. Cote, dimensiuni și așa mai departe. A apărut acum pe ecran, te invit să îl vizionezi. În cazul în care ne dorim să spargem acest grup, adică să avem fiecare piesă individuală, clic dreapta și de aici folosim comanda Explode. Acum observăm că dacă mergem pe una dintre piese, se selectează individual. Iar acum este un prilej potrivit pentru a adăuga culoare dulapului. Vom merge aici în lista de materiale și pentru a duce misiunea la bun sfârșit, la fel o să colorez exteriorul dulapului cu roșu și interiorul cu galben. Așa cum am promis la început, m-am jucat cu acest program prezentând cele mai importante comenzi. Și în același timp ne-am ales și cu un frumos dressing. Acesta sunt eu, Constantin Barbu, sper că am fost o gazdă plăcută. Tu neapărat să lași un like, un comentariu, să te abonezi și până data viitoare îți urez spor în toate!